Cum îi face să se întoarcă? Coerente și raționale. Nu, astea sunt niște minciuni de pe setul USR. Adică ești băiat deștept să citești mai mult, să vezi. Dacă spui că ai rude, vorbești cu ei și vezi. Nu, dacă se bate un băiat inteligent, spuneți că nu au plecat peste 4 ani de România. Nu, nu au plecat, pentru că au plecat. Partidul dumneavoastră nu a respectat electoratul. Din cauza că au plecat. Cum vă explicați că și în momentul de față, fiindcă nu era trecut atunci ce se petrece acum, brațieri și toate chestiile astea constituția. De ce nu le-ați trecut atunci? N-ați avut nici 5% din cei. Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Noi n-avem lideri! Rușine! Nu se poate! 180 de ani pleacă. De ce pleacă? Dacă avem creștere cu medie, dacă avem tot ce ne trebuie în țara asta. De ce pleacă? Pentru că e democrație și nu, pleacă de lehamite. De lehamite și scârbă, de-aia pleacă. Că s-au săturat de voi, de-aia. Bine, se întoarcă înapoi, pentru că toți vin. Nu se întoarce nici dracu. Își fac casă, își fac gospodării. Bine, dacă deși pleacă înapoi, să muncească de aici, n-are să facă. Da, stai 63 la asta. Nu lucrează, nu ați stat disocial. Vorbește o doamnă, Nu a putut, nu a putut. Ați citat la statisticile pe plecările medicilor, ați văzut că pleacă mult mai puțin în 2017 și 2018 decât în trecut. Păi e vorba de plecări. Și de ce am făcut? Nu, e vorba de dezastru pe care îl faceți în țară. Noi vă spunem ce încercăm să facem, să nu mai plece și unde am reușit. Și cum pleacă dacă îi pleacă, crește numărul de care pleacă. Păi uitați-vă ce am făcut în acești 2 ani. Ce ați făcut? Că de 2 ani numai vreți să scăpați corupții. Asta faceți de 2 ani. Agenda politică. Agenda politică PSD nu are decât un singur punct. Scăparea infractorilor. Să vă fie rușine! Să vă fie rușine! Să vă fie rușine! Hoții! Vă bate șef de țara asta!